și restul care fac doar politică. Haideți să urmărim declarația domnului Videanu dată chiar astăzi. Partidul Democrat Liberal nu va mai aștepta deciziile ambigue ale PSD-ului, fie în actul de guvernare, fie în opoziție. Este treaba PSD-ului să facă ce vrea. E treaba PSD-ului să facă ceva, PDL-ul nu vă mai ce așteaptă, vrea, doamna ceva, Grapin. Păi ceva. Ați văzut exact ce spuneam domnului deputat. Păi nu mai putem aștepta. Domnul spune asta, vi se pare tipul de declarație se pare corect, care pune lider, sare pe rană? Sau nu, în 9 luni de zile, de tot am vorbit între noi, le-am semnat. Pe rând, doamna Grapin, pe rând că nu ne înțelegem. Liderii dumneavoastră mari au semnat că sunt de acord cu asta, cu asta, cu asta. Am vorbit de legea salarizării în februarie în Parlament. Lui domnul Videanu, și domnul Videanu a spus, noi avem un pachet de reformă acestei țări. PSD-ul să facă ce vrea, așa încheia, da? Acest să facă ce acest vrea PSD-ul. Pachet de legi, acest pachet de reforme a fost asumat de ambele partide. Dumneavoastră nu vreți pentru că nu aduc câștig electoral. Domnul Videanu a spus că PSD-ul să facă ce vrea. Păi puteți să faceți ce vreți. Păi nu mi se pare corect, dar dacă dumneavoastră așa faceți. Revin. E tipul de declarație care să aducă liniște, serenitate în coaliție, sau e tipul de afirmație care nu face altceva decât să înțepe? Adică eu sunt puternic, voi faceți ce vreți. Eventual poate să înțepe, dar pe bună dreptate, noi n-am dat cu ciomagul cum fac PSD-ul. Am spus, domnilor, dacă vă interesează guvernarea și vreți să faceți niște reforme, suntem alături de voi și noi alături de PDL. Hai să mergem împreună. Dacă PSD-ul nu vrea lucrul ăsta, vrea doar luptă politică încă 3 luni de zile, pe noi nu ne interesează. Nu, noi vom încerca pe orice canal, poate cu ajutorul colegilor din PNL, să trecem măsurile de atenție, reformă. Atenție, domnul Ioreanu, simt miros de pețeală. Cineva vă pețește. Vă dau un exemplu. Discutăm de legea pensiilor. Dacă discutăm de legea pensiilor și va fi coerentă și bună, și PSD-ul doar pentru că nu vrea el să aplice și arate mușchi, apropo de declarația domnului Boc, spunându-i, domnule, nu cu mușchi, cu creierul rezolvăm problemele din coaliție. Noi n-am jignit să lămuresc problema. Ieri s-a luat o hotărâre forul suprem în funcție a Partidului Național Liberal. Spuneți-mi că nu-i mai ajutați la guvernare. În care am spus că nu intrăm nici într-o combinație. Dar n-am spus de combinații, am spus de votare pe legi. Aflarea rezultatului alegerilor. Știți foarte bine că au fost legi în Parlament votate în unanimitate de toți. Am avut o declarație care s-a și pus în practică. Ce să răspund, doamna? A domnului Crin Antonescu, pe care atunci și-a dat demisia din funcție de demnitate pe rând, doamna Grapini, vă rog, domnul Ioreanu, vorbea. Domnul Antonescu și-a dat demisia din funcție de vicepreședinte. Așteptăm și de la ceilalți domni competitori să nu folosească banul public în interesul campaniei electorale. Mă refer la domnul John în special și sigur se poate interpreta și pentru domnul Băsescu. Am avut de mulți ani, înainte de a fi în politică, această inițiativă. În primul rând, un ministru n-are ce putea să fie și ministru și parlamentar, pentru că nu mai separăm legislativul de executiv, n-a vrut nimeni să voteze acest lucru, stă pe două scaune și face inițiativa și fuge și o votează dincolo. Doi, am avut din nou propunerea ca cine candidează, cel care e pe funcție, că e primar, că e președinte, își dă demisia, frate, își asumă demisia și merge în campanie egal cu mine, care nu sunt pe funcție, n-am frâie. Nu vorbesc, că vorbesc de alegeri primare. Haideți să nu deviem, mai avem puține minute până la final și două subiecte de discutat. Apropo, să mai destindem puțin la atmosfera, că parcă prea e încărcată. Am putea face un top în care domnul Joana, cred că ar apărea de mai multe ori apropo de declarații. Vedem explicația PSD legată de atitudinea asta ostilă față de presă, de ce astăzi presa a fost ținută mult departe, astfel încât să nu apară cine știe vreo înregistrare. Simplu. E foarte simplu, doamna. Imediat. Vreau să exprim preocuparea mea pentru înmulțirea situațiilor în care conversațiile ale noastre, declarațiile ale noastre sunt tot mai des violate. Și teama mea este făcută de manieră coordonată de către actualul regim politic. No comment, cam asta ar fi singura mea reacție, domnule Ioran. E un joc perfect. Sau așa crede domnii de la PSD că e făcut perfect. Dacă acum presa este ținută deoparte sau departe de sala de ședință și mâine, după terminarea ședinței, va apărea un filmuleț sau o informație înregistrată vis-a-vis ce s-a discutat înăuntru, se va adeveri ceea ce a zis domnul Hrebenciuc. Trebuie restructurat STS-ul, SRI-ul și pus în subordinea Parlamentului. Acesta este jocul. Da. Sunt la o parte declarațiile domnului Hrebenciuc și declarația domnului dumneavoastră. Și declarația domnului Joana. Dumneavoastră chiar credeți că nu se înregistrează în România
fără a respecta regulile și reglementările dacă în vigoare. Dacă mă întrebați, eu cred că domnul Joana și-a lansat personal. Nu vorbesc de domnul Joana, eu vorbesc în general. Și acum, trec la convenție. Vă rog, vă rog. Doamna Grapini, 10 secunde. Un moment, 10 secunde. Ați spus că a ținut presa și este ostil. Ați folosit, cred că, un cuvânt foarte, foarte tare, pentru că, în general... Doamna Grapini, am fost acolo, iertați-mă, n-am fost în viața mea să ai ședință de comitet executiv într-o clădire. Spațiu, după care într-o altă clădire să fie locul pentru conferința de presă. La mijloc linie până unde jurnaliștii au voie să intre cameramanii fără reporter. Pentru Dumnezeu. Da, ok, și-a luat niște măsuri, dar nu că este ostilă presei. Nu, e o îmbrățișare așa. Nu e vorba de îmbrățișare, este o întâlnire la care vorbim fi cu presa sau fără presă? De arici. Da, știți că presa, dacă avem acolo, a fost invitată de dumneavoastră. E presa care se ocupă de partidul dumneavoastră. Deci dacă nu aveți nevoie de noi, nu e nicio problemă. Organizatorii trebuie să dea explicații, dar nu cred că este ostil. A fost o situație creată de ce s-a întâmplat probabil la Târgu Mureș și acum. Deci dacă îmi permiteți, putem să stăm liniștit, pentru că ce s-a întâmplat acolo, cred că într-o zi, două, trei, va apărea din nou postat pe YouTube sau pe un alt... Mare atenție să n-apară ceva și la dumneavoastră, că... Las să apară, foarte viața... bine, să fie transparente lucrurile. Iar aici, ca să mergem, așa în tonul declarațiilor domnului Geană, eu aș spune că acolo e ceva mai mult decât un viol, este chiar un incest, pentru că toate înregistrările care au apărut au fost făcute în diverse sedii și locații ale PSD-ului, unde s-au întâlnit, cu alte cuvinte, membrii din Partidul Democrat Liberal. Că tratăm sub formă de glumă orice lucru serios. Deci pentru mine, ca cetățean, acum nu ca membru al Partidului Conservator, mă deranjează că n-am siguranța discuției și că sunt înregistrată. Dacă aveți 50 de membri ai Partidului Social Democrat, la cel mai înalt vârf, și cineva înregistrează o anumită convorbire și o pune la dispoziție... Păi, asta întreb. În sediu PSD-ului la o reuniune de partid... La Parlament s-a dovedit cine a înregistrat la Parlament? Doamnă, nu purtați discuțiile în... Despre ce vorbim? La Parlament, ancheta a arătat că n-a fost folosită aparatura camerei, ce puțin așa... Dar nu știm încă cine. Deci acolo zic eu că e gravitatea maximă. Păi sigur că la Parlament, adică într-o comisie parlamentară. Și n-a vrut nimeni să folosească înregistrarea cineva aia? Cineva și-a permis. Păi, mai țineți minte prima înregistrare la Oltenița cu acele acuze foarte dure la adresa unor miniștri și a premierului? Magurele. S-a discutat pe PSD o două săptămâni. Toți colegii de la PSD, toți au spus că a fost înregistrată de cineva sau de mai mulți oameni din interior. Nimeni n-a spus că a venit cineva din afară și a înregistrat. De-aia probabil s-a ales locația asta, probabil că a fost și căutată mult timp. Vă rog, domnul Pătrășconiu, concluzii. Va apărea. Chiar dacă nu au fost înregistrate, cum spunea domnul Roșca Stănescu, auto-înregistrare secretă a lui Mircea Geoană, chiar dacă lucrurile nu stau așa, chiar dacă lucrurile nu au fost făcute cu complicitatea PSD-ului, sunt niște înregistrări, genul acestea înregistrări, care vin în întâmpinarea unei dorințe a PSD-ului de a fi făcute publice, pentru că, în mod evident, din conținutul acestor înregistrări, cei de la PSD speră să scoată dividende. S-ar putea să nu le iasă acest joc, pentru că și calitatea discursurilor conținute în acele înregistrări față de ce a spus este discutabil și uneori cu un alt conținut umoristic. Deci conținutul, cel puțin ce am văzut înregistrat la Târgu Mureș, n-am văzut ceva nou, spectaculos, care domnul Geoană să nu-l fi spus înainte de această înregistrare. Cum nu-i spectaculos că PSD încă nu e un tank sovietic, că Geoană crește de la 12% la 29%, ca făt frumos, scăderea e spectaculos asta când spune, vine și se uită în fața oglinzii și spune. Președintele Băsescu cade, pe fotoliul prezidențial va cădea, doamne. Mulțumesc tare mult pentru prezența în fabrică, să râdem sau să plângem, ne mai gândim, să vedem dacă mergem la urne, cam asta ar fi concluzia. Mulțumesc tare mult pentru prezență, ne oprim aici, rămâneți în realitate, urmează 16:18, deschide lumea.